Herman Minkowski s-a născut la 22 iunie 1864 în actualul Kaunas din Lituania, la vremea respectivă partea Imperiului Rus. În pofida locului natal, Minkowski este de origine germană, tatăl său prosper om de afaceri, călătorind acolo unde oportunitățile o ceră. Anul 1872, odată cu reîntoarcerea familiei în Germania, la Königsberg, îl găsește pe tânărul Herman începând studiile gimnaziale. În timpul acestora, talentul său deosebit este remarcat, el aprofundând lucrări de referință ale lui Dedekind, Dirichlet sau Gauss. Admiterea la celebra universitate din Königsberg, atunci când avea împlinise 16 ani, și studiile în paralel la Universitatea din Berlin, i-au prilejuit lui Minkowski contacte cu unii dintre viitorii exponenți de bază ai matematicii sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX. Astfel, colegi ca David Hilbert sau Adolf Hurwitz, proaspăt numit în staful academic, vor lega prietenii strânse cu Minkowski. Primirea în anul 1883 a Marelui Premiu al Academiei de Științe din Paris, ca urmare a rezolvării unei celebre probleme ce data de câteva zeci de ani, a constituit impunerea lui Minkowski în lumea matematică. Doctoratul susținut în 1885 la Universitatea din Königsberg cu teza Unterzuchungen quadratische Überformen Bestimmung der Anzahl verschiedener Formen welche ein gegebenes Genus enthält arată de asemenea interesul crescut despre formele pătratice. Anul 1887 reprezintă acceptarea sa în urma unei teze de abilitare privind vizualizarea spațială și minimele formelor pătratice pozitiv definite la Universitatea din Bonn, fiind promovat 5 ani mai târziu profesor asistent. După o scurtă perioadă de 2 ani, unde predă la Königsberg, Minkowski ajunge la Eidgenössische Polytechnicum din Zürich, coleg cu vechiul său prieten Hurwitz. Unul dintre studenții săi a fost celebrul Albert Einstein, a cărui parte matematică a teoriei generalizate a relativității se bazează în mod fundamental pe cercetările lui Minkowski. Ultima parte a carierei sale este la Universitatea din Göttingen, unde în 1902 este chemat de către David Hilbert pe o catedră creată în mod special pentru el. Anul 1907 reprezintă punctul de cotitură în înțelegerea noțiunilor de spațiu și timp, sesizând faptul că lucrările lui Lorentz și celebra teorie specială a relativității a lui Einstein din 1905 pot fi puse în valoare mult mai bine într-un spațiu neuclidian. Din acel moment, cele două noțiuni nu vor mai fi privite separat, ci într-o legătură indisolubilă. Un alt mare merit al lui Minkowski este acela că împreună cu alți mari matematicieni ai ultimelor două secole, David Hilbert, Felix Klein sau Hermann Weyl, au impus ideea că abordarea matematică a fenomenelor fizice poate furniza noi principii, deci noi valențe ale lumii înconjurătoare. Evoluția teoriei relativității sub toate aspectele ei tehnice generată de Einstein în 1915, în celebra teorie generală a relativității, este și astăzi tributară acestor idei. Anul 1900 este un not crucial al dezvoltării matematicii, dar și un reper pentru secolul 20 ce stătea să înceapă. La Congresul Internațional al Matematicienilor, desfășurat la Paris, David Hilbert formulează o serie de 23 de mari probleme ce vor trebui să stea în atenția tuturor cercetătorilor în anii ce vor urma. Puteți să vă întrebați ce legătură are Minkowski cu acest demers. Ei bine, el este cel care, într-o scrisoare adresată lui Hilbert, îi adresează acestuia îndemnul de a trasa liniile directoare ale matematicii secolelor ce vor urma.